Bună dimineața! Aș dori să descoperim împreună care este diferența dintre sunetele vorbite și sunetele cântate. Am ales o poezie despre prima floare care apare primăvara. Este albă și arată ca un clopoțel. Știi cum se numește? Ghiocel! Ascultă poezia și încearcă să o reții. Floare albă, Ghiocel, ești frumos și mititel. Tu vestești în toată țara primăvara. Primăvara. Încearcă să spui poezia împreună cu mine. Floare albă, Ghiocel, ești frumos și mititel. Tu vestești în toată țara primăvara primăvara. Acum voi cânta melodia Ghiocelul. Floare albă, Ghiocel, Ești frumos și mititel, Tu vestești în toată țara, Primăvara, primăvara hai să intonăm împreună cântecul ghiocelul. Te rog să urmărești dacă există diferențe între sunetele vorbite și sunetele cântate. Floare albă ghiocel, ești frumos și mititel. Tu vestești în toată țara, prima. Vara. Felicitări! Ai cântat foarte frumos! Acum spune colegilor tăi: Care este diferența dintre sunetele vorbite și sunetele cântate? La revedere!